Dumnezeu și bine v-am găsit! Astăzi, la o zi de lucru, am venit cu rame date la centrifugă, cu păstură, cu ce au pe aici, vom vedea ce vom face cu ele. Facem o verificare la nuclei. Iată aici nuclei. Acum să verificăm cam ce nuclei, cum s-au dezvoltat și ce avem de făcut la ei. Iată, începem cu prima landă aici, să vedem cum s-a dezvoltat. Dacă îi dăm rame cu... La construit nu dau, nu mai dau la construit, dar vom vedea ce se va întâmpla în zilele următoare. Ia să vedem aici ce avem. Așa, deci a consumat uleiul esențial. Aici avem șerbetul. Văd că a scăzut consumul de șerbet. Așa. Să vedem cât de mare este. Ăsta a fost un nucleu și am venit cu rame cu puiet căpăcit la el și el a crescut, iată, dintr-un nucleu unde s-a ajuns până la data respectivă și cu șerbet, bineînțeles, și ajutat cu rame cu puiet. Acum doar fac o verificare să-i văd stadiul de dezvoltare și dacă îi dau o ramă, să văd ce fel de ramă am să-i mai dau. La acest model de stup o să am un avantaj, o să vă arăt eu când voi ajunge și acolo. De exemplu, dacă vreau să-i dau încă o ramă peste ce are, da? Până atunci să iau ramă cu ramă, să văd cam ce avem aici. Deci aceasta sunt rame care le-am dat în spate. Sunt mai mult goale sau un pic de nectar. Aici ultima dată i-am dat o foaie. Să văd ce s-a întâmplat cu foaia respectivă. De acum se va opri construirea foilor. Vor fi date tot în spate. Iată așa. Și s-a lăsat și foarte frig în timpul nopții, chiar și ziua e destul de răcoare. Ia să vedem. Aici avem puiet larvar și câte un nou depus, deci ar fi prima ramă cu puiet. Dacă vreau, de exemplu, să-i mai adaug o ramă, o să-i adaug în mijloc sau în lateral, depinde cum voi vedea eu acum dezvoltarea acestuia. Iată, aici avem rama aceea care am colectat trântori. Mai sunt câțiva trântori pe aici. E o ramă urâtă, o să o dau la
căpătâi să fie îndepărtată. Iată așa. Trecem mai departe la următoarea. Iată o ramă frumoasă de data aceasta. Este o oată foarte bine. Avem și mătcuța. Așa arată această ramă. Punem ușor la loc. O matcă tânără, voinică. Eu când adaug rame, de exemplu, acest tup este în pat cald. Și la patul cald urmăresc dezvoltarea spre față. Adică din față spre spate este dezvoltarea lui. Iată altă ramă cu puiet, are și păstură. Trecem mai departe. Pentru a asigura dezvoltarea acesteia în continuare, trebuie să fac un mic artificiu, fiindcă eu aici să zic că nu mai am rame, adică nu mai am loc pentru a adăuga rame. Și eu vreau totuși să adaug rame goale, bune de oat. Altă ramă plină cu ouă, a eclozat albina plină cu ouă. Deci cantitatea de puiet mă interesează foarte tare, fiindcă cu cât avem mai mult puiet, știm că matca își va continua lucrul și luna următoare, care este crucială pentru iarnă. Cei care n-au răbdare să parcurg până la urmă. Asta este, dar o să vă arăt la sfârșit ce o să fac. Iată o altă ramă bună cu puiet și coronițe. Iată așa o matcă. Are puietul compact și în funcție de cum își pune ea hrana, iată, își pune păstură deasupra puietului, își pune miere, cam așa trebuie ea să fie organizată. Mâncarea să fie tot timpul la îndemâna puietului care eclozează. Așa.
Mai am o foiță aici în față, care a fost dat o foaie, am dat-o chiar a doua ramă. Să văd dacă au oat în acea foaie. De construit, a construit-o bine. Fiind căldura, iată ce frumos își organizează hrana. Pentru puiet. Am văzut eu la acest model de stup este că dacă faci nuclei în el și se dezvoltă, îl dezvolți, trebuie să-l dezvolți, să fie puternic. Atunci, dacă e puternic, nu ai unde să mai pui rame, dacă faci pe 6 rame, de exemplu. Iată, aceasta este foaia care i-am dat-o și în funcție de ce găsesc pe ea, o să... Are puiet larvar și probabil odată cu eclozarea puietului o să vină și aici. Așa, deci ce voi face eu acum? Este că vreau să-i mai adaug rame. Ia să... în camera să se vadă exact ce voi face. Deci așa arată el modelul acesta de stup. Atunci voi fi nevoit să îndepărtez grila de aici. El are o grilă. O voi scoate. Deci scot această grilă. Și aici voi aduce acele rame pe care e puțină mâncare. Deci sunt foițele pe care e puțină mâncare. Eu duc aici după diafragma respectivă. Îi pun rama aici. Și această ramă tot acolo. Așa. Deci aici va avea mâncare la dispoziție ca să se stimuleze. Așa. Iar aici o să-i aduc rame date la centrifugă. O ramă foarte importantă ar fi aceasta, pe care avem păstură, da? Avem păstură
bună, îl punem aici. Așa. Și în față îi mai adăugăm o ramă. De data aceasta o ramă care este bună de oat, cam așa arată ea. Vedem și această ramă și stimulare și două săptămâni, nu mai avem treabă cu dânsa. Aduc și o diafragmă. Am adus și eu diafragmă și cam asta este. Cam așa arată el. Să sperăm că o să fie bine în următoarele săptămâni. Ce mai fac eu în astea două săptămâni, cât o să stea el, este că o să primească uleiurile esențiale și în funcție de cum consumă șerbetul, va mai primi și șerbet. Iată, asta este ce facem. Uleiul esențial la consumat o să primească duminică, de obicei. Eu, duminicăle, la mine este zi de dat uleiuri esențiale. Încă punem grila și asta este. Până data viitoare, numai bine!